Salutare! Sunt sigur că nimeni nu visează la un loc de muncă ce implică ședințe peste ședințe, într-un birou fără viață și înconjurat de oameni plictisitori, dar majoritatea ajungem să facem asta. Din păcate, multe persoane lucrează pentru a câștiga bani din care să trăiască, fără să se gândească prea mult la ceea ce le place să facă. Dar vreau să-ți prezint în acest videoclip câteva locuri de muncă care, cu siguranță, cei care le au sunt oameni fericiți. Degustător de vin sau bere. Cum să nu mergi cu plăcere la muncă când ai un asemenea job? Fiecare fabrică de bere și vinărie are nevoie de un asemenea maestru care să garanteze și să testeze calitatea produselor fabricate. Majoritatea bărbaților consumă bere sau vin, dar principala diferență este că acești tipi vor primi gratuit cele mai bune astfel de băuturi și cel mai tare lucru este că sunt plătiți foarte bine pentru a bea toată ziua. No, hai, noroc! Producător de absint. Alcoolul apare din nou în lista noastră, dar absintul este total altceva față de bere și vin. Acest misterios lichid verde transformă orice noapte normală în una extraordinară. Băutura a devenit legală acum câțiva ani în America, dar majoritatea sticlelor cu băutură de pe rafturi sunt importante, așa că fabricarea acestui tip de alcool este o oportunitate destul de bună. Asta dacă reușiți să rămâneți treaz, bineînțeles. Jurnalist de cooking și travel. De fapt, acestea ar putea fi două locuri de muncă diferite, dar ele merg foarte bine și împreună. Cei care au un asemenea loc de muncă sunt plătiți pentru a consuma cele mai diferite feluri de mâncare și pentru a călători în cele mai minunate locuri de pe planetă, iar ei nu au altceva de făcut decât să scrie despre asta. Administrator al unei insule de vis. Ben Sutal a învins aproape 35.000 de candidați din întreaga lume pentru un asemenea job unde trebuie să înoate, să exploreze și să se relaxeze pe insula Hamilton din Marea Britanie, iar în acest timp să scrie pe blog pentru a promova zona. El a primit un contract de 6 luni în valoare de $111.000 și a trebuit să trăiască într-o vilă cu 3 dormitoare, piscină și tot luxul necesar. Ei bine, locul acesta de muncă nu pare chiar cel mai plăcut, dar poate fi pentru cineva care își dorește așa ceva. Spion pentru guvern. Dacă un spion pentru guvern înseamnă ceva de genul ce face James Bond în toate filmele, de ce nu? Acest post ar implica un salariu foarte bun, arme, gadgeturi de ultima generație, misiuni secrete și puteți obține orice doriți. Singura chestie neplăcută ar fi faptul că viața ta ar fi secretă, dar cred că nici acest aspect nu te-ar deranja foarte tare. Prezentator Top Gear. Este una din cele mai populare emisiuni TV din lume și probabil cel mai bun show televizat. Spectacolul este găzduit de Jeremy Clarkson, Riker Gemon, Riker Hammond și James May și toată săptămâna testează tot felul de mașini. Timpul de testare are super mașinilor, fac provocări nebune, spun tot ce le trece prin cap pe post și, bineînțeles, sunt plătiți cu sume fabuloase. Nu știu dacă îți place vreunul dintre aceste locuri de muncă, dar cu siguranță ai rămas foarte, foarte, foarte surprins că există astfel de locuri de muncă care sunt o plăcere pentru cei care le au. Până data viitoare, nu uita să dai un like la acest video, să dai un share, să te abonezi și să apeși pe clopoțelul de notificare. Ne revedem în următorul video. Salut!